Număr record de sesizări la Curtea Constituțională a României în prima jumătate a anului. Din 1992, de când a fost înființată Curtea și până acum, președinții României au trimis către CCR un număr de 80 de legi cu sesizarea de neconstituționalitate. Aproape jumătate din ele au fost depuse de Klaus Iohannis în 2018. În perioada 1 ianuarie 31 iulie au fost înregistrate 37 de astfel de plângeri. De la preluarea mandatului, Klaus Iohannis a depus pe rând 4 sesizări în 2015, 3 în 2016 și doar 2 în 2017. Ultima sesizare trimisă de Klaus Iohannis a fost în urmă cu câteva zile, când președintele a reclamat neconstituționalitatea legii privind statutul aleșilor locali. Alte sesizări au vizat legea modificărilor la procedura penală, statutul magistraților și judecătorilor, codul administrativ sau legile justiției. Ca o comparație, între 2005 și 2014, Traian Băsescu a depus la CCR 31 de sesizări, cu 6 mai puține decât a depus Iohannis în primele 7 luni din 2018. În anii 1999-2001 și 2004, CCR a primit câte o singură sesizare, iar în restul anilor nu a fost înregistrată niciuna. 404 sesizări au fost soluționate de CCR de la înființare și până acum. 30 dintre ele au fost trimise de guvern, 32 de Înalta Curte de Casație și Justiție, 3 de Avocatul Poporului și restul de deputați sau senatori.